Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi voi prezenta telefonul HTC Uplay. Fratele mai mic al lui HTC Ultra, ce oferă specificații mai modeste, păstrând totodată aceeași linie de design și fiind un telefon ceva mai accesibil. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la unboxing și să vedem ce găsim în cutia acestui model. Dar înainte să scoatem telefonul din cutie, haideți să aruncăm rapid o privire asupra ambalajului și pe spatele acestuia avem specificațiile principale. Avem un chipset MediaTek cu un procesor Helio P10 octa-core pe 64 de biți. Ecranul are o diagonală de 5,2 inch și un panel Full HD. Ca memorie RAM avem 3 GB și suport pentru card microSD de până la 2 TB. Camera foto principală este o cameră de 16 megapixeli cu f2.0 și Optical Image Stabilization, un lucru foarte bun, stabilizare pe camera principală. De asemenea, camera de selfie este un shooter de 16 megapixeli cu tehnologia UltraPixel și capabilă să filmeze până la Full HD. Pentru sunet de calitate avem HTC U-Sonic și mai avem și NFC, Wi-Fi, A, B, G și N. Suport pentru nano SIM și 4G LTE și, evident, conectivitate Bluetooth. Acesta este modelul de 32 de GB și acestea fiind spuse, haideți să-l scoatem din cutie și să vedem ce găsim în această cutie a telefonului. Evident, în primul rând, întâlnim telefonul ce vine într-o folie de protecție și, după cât observ, spatele acestuia s-ar putea să aibă o culoare foarte interesantă. Mai departe, în cutie avem o cârpă pentru curățarea telefonului, o microfibră și avem și o husă de protecție pentru probabil a proteja finisajul telefonului. Mai departe avem manualul de instrucțiuni, un quick start guide și mai avem și informațiile legate de garanție. Deschidem cutia, mai departe. Și aici avem un cablu de încărcare și de transfer date USB Type-C. Un încărcător cu o putere de încărcare de 2 amperi, o pereche de căști care în mod surprinzător este cu un conector USB Type-C, ceea ce este chiar interesant, și mai avem și două seturi de dopuri de rezervă. HTC Uplay este un device compact cu un design plăcut. Pe partea din spate acestuia avem camera foto principală cu un senzor de 16 megapixeli ce beneficiază de Optical Image Stabilization și este ajutată de un blitz LED dual tone. Tot pe partea din spate, undeva sub cameră, avem și cititorul NFC și dacă întoarcem telefonul, pe partea din față avem senzorii pentru luminozitate și proximitate, earpiece-ul și camera foto frontală cu un senzor de 16 megapixeli. Ecranul măsoară 5,2 inch în diagonală și are o rezoluție de 1920x1080. Sub ecranul dispozitivului avem butonul Home și are dublu rol și funcționează și ca un senzor de amprentă, butonul Back și butonul pentru multitasking. Pe partea lateral dreapta a telefonului avem butonul On-Off împreună cu rockerul de volum, iar pe partea de jos a acestui dispozitiv avem difuzorul, conectorul USB Type-C și microfonul principal. Un microfon mai avem și în partea de sus, lângă sertarul pentru cartela SIM și al cardului microSD. Finisajul glossy de pe partea din spate al telefonului este foarte interesant și are o culoare albă iridiscentă ce oferă tente de auriu, de bleu sau chiar de roz în funcție de unghiul în care o priviți. Și pentru a păstra acest finisaj glossy curat, cei de la HTC ne-au inclus o microfibră pentru a-l curăța pe partea din spate. Nu numai asta, dar pentru a proteja finisajul glossy de zgârieturi, ne-au inclus și o husă de protecție de plastic, de un plastic dur ce cu siguranță va menține în siguranță telefonul și îl va feri de zgârieturi. Senzorul de amprentă al telefonului HTC Uplay funcționează excelent și deblochează imediat ecranul acestuia. Sistemul de operare a fost puțin modificat de către cei de la HTC. Vorbim de un Android 6.0 Marshmallow cu un skin aplicat de cei de la HTC. Skin ce funcționează excelent și nu îngreunează absolut deloc telefonul.
În testul sintetic AnTuTu reușim să scoatem onorabilul scor de 53.880 de puncte, ceea ce este un scor chiar bun pentru segmentul lui de piață. HTC Uplay este varianta ceva mai accesibilă a fratelui său mai mare, HTC U Ultra, și vine la pachet cu un chipset Helio P10 ce are un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2 GHz. Ca acceleator grafic avem un chip Mali T860MP2 și 3 GB memorie RAM. Iar ca stocare avem 32 GB, memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 2 TB. Iar pentru o autonomie excelentă, cei de la HTC au inclus și o baterie de 2500 de mAh. În concluzie, HTC Uplay reprezintă un pachet complet ce oferă utilizatorului performanțe decente, camere foto peste medie și un aspect premium, toate acestea la un preț accesibil. Pe deasupra, cei de la HTC ne-au inclus și o husă de protecție pentru a proteja acest dispozitiv. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!